O mașină s-a făcut scrum joi dimineața 16 februarie, puțin după ora 7, în localitatea Gâștești, pe drumul național. Pompierii au fost chemați să intervină pentru stingerea flăcărilor. La fața locului au fost o auto specială de intervenție și stingere și un echipaj de prim ajutor medical. Trei persoane au ieșit la timp din autoturism. Dimineața la ora 7:10 a fost primit un apel prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 în dispeceratul integrat Isus Mursaj despre producerea unui incendiu la un autoturism în municipiul Pașcani. La locul intervenției a fost deplasată o auto specială de intervenție și stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat. La ajungerea echipajului de intervenție la locul autoturismului în care era staționat, acesta ardea generalizat. Din autoturism erau autoevacuate trei persoane. Incendiul a fost stins, nu au fost victime. Au ars în proporție de 75% componentele din plastic ale autoturismului și componentele combustibile. S-a degradat autoturismul în proporție de aproximativ 80%. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost autoaprinderea. Mai exact, au fost curgerile de lichide combustibile. Din nefericire, vehiculul marca Mercedes a fost distrus aproape în totalitate.